Vechea clădire în care a funcționat școala sanitară a devenit astăzi una modernă și utilă pentru pacienți și nu numai datorită Consiliului Județean Giurgiu. Administrația publică a alocat fondurile necesare reabilitării acestui imobil pentru ca medicii și asistenții care lucrează în cadrul laboratorului de anatomie patologică al spitalului să-și poată desfășura activitatea în condiții mult mai bune. Sunt cu totul alte condiții față de vechea locație. Personalul e mulțumit și analizele se vor desfășura în condiții mult mai corecte și igienice. Ca la orice mutare în casă nouă, mai avem de făcut câteva mici dotări, ca să spunem așa, dar nesemnificative, gen dulapuri, niște rafturi care trebuie adaptate pe noile poziții față de pozițiile de dincolo, dar important e că personalul a început să-și desfășoare activitatea. Clădirea nou reabilitată a fost recompartimentată. Este vorba despre crearea două anexe necesare depozitării actelor și a ustensilelor medicale, a două birouri de lucru și a altor două camere de laborator. Este mult mai bine de aici decât în partea cealaltă unde am funcționat până acum. Spațiul de acolo era impropriu pentru desfășurarea activității, dar ca la început. Mai trebuiesc multe, mai avem nevoie de multe. Acest laborator se ocupă cu efectuarea analizelor de citopatologie și histopatologie. Pe înțelesul tuturor, Papa Nicolau, ceea ce... Analize extrem de complexe și foarte... Da, și tot ce se scoate de la operații, piese, pentru depistarea cancerului. E foarte important ceea ce facem. Deci, automat, aveți nevoie de acest spațiu salubru. Da, sigur că da. Această investiție de circa 60.000 de lei alocați de Consiliul Județean a inclus și o altă lucrare privind înființarea unui cabinet de stomatologie pentru unitatea de primiri urgențe. Vechea locație prevăzută să se amenajeze în vederea amplasării computerului tomograf și al RMN-ului. În această privință vă pot spune că s-a terminat perioada de evaluare a ofertelor și s-a declarat firma care a câștigat licitația. Urmând ca după perioada legală de contestații să se poată încheia contractul în vederea achiziționării efective a computerului tomograf, a RMN-ului, precum și a 4 mese de operație în același contract, a 4 lămpi de operație și pentru sala de operație de ortopedie un element de braț mobil în vederea unor operații mai deosebite, astfel încât pacienții să fie operați la Giurgiu să nu mai fie trimiși la București.